Și am zis, păi vreau și eu să văd o înregistrare de ieri. Poftim? Vreau să văd și o înregistrare de ieri. Păi n-am așa ceva. Păi atunci de ce mai folosești camerele de supraveghere video? Care-i faza cu ele? Salutare prieteni, eu sunt Ursan și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canalul cu același nume. Astăzi vom vorbi despre camerele de supraveghere video, despre cum să-ți setezi camerele de supraveghere video, ce să alegi și cum să le pui în cloud astfel încât să te protejeze foarte mult. De ce fac acest video? Pentru că da, Ursan nu este doar un canal despre criptomonede, educație financiară și dezvoltare personală, ci este și un canal de YouTube despre tehnologie. Și atunci mi-a venit o idee discutând cu un prieten de-al meu care mi-a povestit cum și-a luat-o legat de spargerea locuinței sale. N-am să-i dau numele și n-am să specific dacă e fată sau băiat, tocmai ca să-i protejez identitatea, așa că o să-i spunem prietenul meu și cam atât. Discutam cu el zilele trecute și mi-a povestit că undeva prin 2020 a dorit să se mute de la apartamentul unde locuia împreună cu familia la un alt apartament, într-o zonă mai bună din oraș. Și bineînțeles, neștiind foarte multe aspecte legate de partea asta cu imobiliarele, cum să posteze el anunțuri, cum să-și caute, nici nu prea avea timp, avea un job destul de solicitant, pur și simplu a dat anunț și a fost sunat clasic de niște agenții imobiliare. Și printre agențiile imobiliare s-au numărat și agenții imobiliare legit. Eu chiar am fost ajutat când mi-am vândut apartamentul de agenții imobiliare și foarte ok să lucrez cu agenție dacă nu ai timp, dar au fost și între ghilimele acele agenții imobiliare care de fapt nu erau agenții imobiliare, ci erau hoți care voiau să afle diverse ponturi. Și au început să-i pună diverse întrebări. Da, cum vreți să faceți? Cum vreți să cumpărați? Da, cum vreți să vindeți? Da, apartamentul pe care îl aveți de vânzare e al dumneavoastră sau e la bancă? Păi e al meu. Păi și cum vreți să-l vindeți? Păi aș prefera cu cash ca să pot să cumpăr altceva cu cash să mi-l fac eu de la zero. Aha, am înțeles. Și aveți măcar bani de avans pentru ăsta pe care vi-l căutați ca să știm dacă vi-l căutăm? Da, am bani de avans, am tot ok, vreau să fac treaba asta. Astfel încât, na, hoții au aflat că ține cash în casă pentru că are bani de avans. Ulterior au mai sunat. Cum e? Ați reușit mai valabil anunțul, ați reușit să vindeți apartamentul? Păi, nu, am reușit să-l vând, am încasat, gata, am caut un apartament în nu știu ce zonă, l-am și găsit, urmează să fac contractul, mulțumesc, nu mai am nevoie de ajutor, nu știu ce. Ăia fiind de la agenția imobiliară, adică hoții mă refer, știau adresa unde se vinde apartamentul, știau detalii de genul cum cheamă, stradă, număr și așa mai departe și bineînțeles s-a creat de aici un pont care ulterior au stat oamenii geană pe ei să vadă care-i treaba și când și soțul și soția erau plecați de acasă la serviciu. În momentul respectiv și era într-o după-amiază, nu era sub nicio formă noaptea sau ceva de genul ăsta, au intrat în casă și au scotocit toată casa. Din fericire, nu au dat de banii respectiv. Nu au furat nimic altceva, nu au furat televizor, nu au furat nici măcar un alt capăt de ață. Nu au dat de banii respectiv pentru că persoana, prietenul meu care mi-a povestit, i-a ascuns într-o zonă, ce să zic, de fapt n-au dat mai mult din norocul lui, că a avut el noroc, că i-a ascuns într-o zonă în care ei au căutat, au înșirat toate chestiile pe acolo, dar n-au mai întins mâna, n-au mai verificat să meargă un pic mai departe și să vadă despre ce este vorba, oricum nu contează zona. Dar ca și ideea a avut noroc. Au chemat poliția, nu s-a rezolvat nimic nici în ziua de astăzi, din păcate, pentru că nu există martori și cu toate că le-au dat o servită, băi, cine m-a sunat de la agenție, cine s-a dat drept agenție, pe cine bănuiesc, cum bănuiesc, da, au fost audiați din lipsă de probe din 2020, suntem în 2022, nu s-a întâmplat nimic nici acum. În schimb, nu despre asta vreau să vorbesc, vreau să vorbesc despre faptul că poate fi o situație în care casa ta să fie spartă. Nu toată lumea trăiește, ca să zic așa, într-o casă cumpărată în credit de la bancă. La mine, dacă intru un hoț în casă, să zicem noaptea, ar trebui să-mi cer scuze că n-am cu ce să-l servesc, pentru că am credite la bancă și oricum, chiar dacă aș avea bani, nu i-aș ține cash în casă. Adică, la urma urmei, mai mult decât de hoț, mi-ar fi frică să nu ia foc naibii sau să nu se întâmple altceva. Dar, revenind la subiect, persoana asta mi-a zis, da, gata, frate, mi-am pus camere. Și l-am întrebat, ok, și cum sunt camerele, le-ai poziționat, mi-a arătat de pe aplicația de mobil și am zis, păi, vreau și eu să văd o înregistrare de ieri. Poftim? Vreau să văd și o înregistrare de ieri. Păi, n-am așa ceva. Păi, atunci, de ce mai folosești camerele de supraveghere video? Care-i faza cu ele? Să vezi în timp real
ce, că copiii îs mari, au plecat, nu mai au, cățel, pisică în casă n-ai ca să-i vezi în timp real, bebelușii care plâng și așa mai departe în timp ce dormi, n-ai ce să vezi ca să te folosești doar ca un baby monitor care vezi în timp real. Pentru ce ți-ai pus camere? Păi ca să am zis că descurajează hoțul și așa mai departe. Păi ce să zic, camerele sunt fix pix pentru hoți din punctul ăsta de vedere, nu au niciun fel de treabă. Și atunci mi-am dat seama că sunt foarte multe, mulți oameni care cumva, cum spune vorba românească, se scumpesc la tărâțe și se ieftinesc la făină. Și atunci, din experiența mea în IT pe care am avut-o atâția ani, pot să vă spun legat de camere de supraveghere video, cum ar merita să-ți faci un setup de camere video. Și îți las și în descriere câteva link-uri către un magazin de ăsta, GeneMag, ca să vezi ce camere video ar putea fi folosite, dar tot de acolo poți să-ți mai iei și alte chestii, că nu doar de camere video ai nevoie. În primul și în primul rând, dacă ți-ai camere video, ia-ți camere video care să aibă o rezoluție cât de cât bună, de la 720p, adică de la o rezoluție HD în sus. Majoritatea sunt așa, dar eu aș recomanda cel puțin o rezoluție Full HD, pentru că e important să poți să vezi. Ați văzut tot felul de filmări de genul ăla, de zici că sunt filmate cu camera cu pedale, de zici că dai la manivelă așa ca să filmeze, în care nu se vede absolut niciun fel de detaliu, adică se vede pixelat, camerele alea vechi, de pe străzi, de pe astea, nu se vede nimic. În cazul în care cineva intră cu cagulă pe față și asta, tu vrei o cameră care să înregistreze anumite particularități, un tatuaj, un semn distinctiv, o cicatrice, o chestie pe care infractorul o lasă la vedere. Da? Și atunci îți trebuie cel puțin 1080p, adică să fie Full HD. Și la 4K e ok, dar problema cu 4K-ul este că dacă pui să filmeze efectiv în rezoluție 4K, lățimea de bandă consumată în cazul în care transmiți direct în cloud sau online este mai mare și doi la mână, cantitatea video este mai mare. De asta spun eu că the sweet spot, adică punctul dulce în care poți să îți iei o cameră de supraveghere video, este să filmeze Full HD și este suficient. Doi la mână, trebuie să fie conectată la cloud, adică ea pune mâna și plătește 20, 30 de lei, 50 de lei cât este pe lună și conectează-ți alea 4 camere de supraveghere într-un serviciu de cloud. Adică eu am, nu știu, pe exteriorul casei, să spunem, mi-am pus camere de supraveghere care au fiecare dintre ele un card de memorie și ăsta e punctul 3, bagă-le și un card de memorie, just in case, pentru că, ok, eu dacă aș fi hoț, probabil m-aș duce direct la cameră și ți-aș distruge camera, apoi ți-aș lua-o cu totul, aș căuta să văd dacă ai DVR în casă și ți-l aș lua cu totul sau aș căuta să văd unde duc cablurile astfel încât să-ți identific DVR-ul și clar m-aș asigura de treaba asta. De asta spun, pur și simplu camerele trebuie să înregistreze și în cloud, dar și pe cardul de memorie, că dacă hoțul se sperie și așa mai departe, tu ai înregistrarea și pe cardul de memorie și o poți descărca fără niciun fel de problemă de acolo. Deci trebuie să ai card de memorie și trebuie să ai o cameră video de supraveghere video care înregistrează în cloud, astfel încât tu să ai înregistrarea respectivă și la 15-30 de zile după, că după aceea se suprascriu. Și ele oricum, în general, camerele de supraveghere sunt suficient de inteligente astfel încât să le setezi și în momentul în care detectează mișcare și poți să spui tu acolo cam cât de mare să fie acuratețea cu care detectează mișcarea, când detectează mișcare imediat ți-a urcat și în cloud informația respectivă, astfel încât pentru hoțul respectiv, dacă în momentul în care a văzut camera de supraveghere deja să fie prea târziu pentru că toată filmarea este deja în cloud, o poți accesa de la mii de kilometri departare din Bahamas, poți să vezi exact ce s-a întâmplat, să-i dai poliției și autorităților să dai informațiile legate de treaba asta. Uite, vă dau un exemplu cu cât de bună este înregistrarea asta în cloud. Prin 2019 a avut loc în Galați, în zona Galați unde locuiesc eu, o ploaie cu o grindină fantastică, o furtună fantastică, care pur și simplu partea de sud a casei mi-a bombardat. Bine, a fost și făcută de mântuială fațada aia de cine mi-a vândut casa, de cine mi-a construit casa de fapt, dar ideea este că mi-a bombardat casa. Eu casa, o având-o pe credit și având asigurare dintre aia full la bancă, a trebuit să depun dosar dintre asta pentru bancă. Ei bine, grindina respectivă mi-a distrus în cele din urmă și camera care filma lateralul casei, pentru că da, nu vreți să-i vă imaginați, au căzut copaci, au căzut chestii, o cameră, mă mir cum din camerele pe care le aveam doar una a fost afectată. Distrusă în sensul nu că au crăpat-o sau ceva, dar pur și simplu i-a dat una în cap de, na, a căzut, n-a mai funcționat. Ei bine, având înregistrarea în cloud, absolut tot ceea ce s-a întâmplat, toată distrugerea casei, adică bombardamentul ăla de pe casă pe care l-am avut pe grindină, a fost înregistrat foarte, foarte clar și cu sunet și cu tot și cu dată și cu oră și cu tot ce l-am avut în cloud, astfel încât în momentul în care am depus dosarul de despăgubire la firma de asigurări, l-am însoțit de o filmare dintre asta privată pe YouTube pe care le-am dat-o numai lor și s-a văzut clar, nu a mai trebuit să dau explicații unde, cum s-a produs evenimentul, să încerc să-i conving oamenii pur și simplu să rămână pentru masă, gata, vă dăm atâta, mergeți, reparați-vă casa, totul e ok și așa mai departe. Deci asta m-a ajutat foarte mult și asta face înregistrarea în cloud. Dar mai e o chestie și să nu ne repezim acum,
acum nu închide încă video să te duci să-ți cumperi camere cu cloud, carduri de memorie și așa mai departe. Trebuie foarte important să-ți găsești și o soluție de backup la internet, dar și o soluție de backup la camerele de supraveghere video. E foarte important la camerele de supraveghere video să ai soluții de backup, pentru că prima dată ca și hoț, dacă aș fi, ți-aș tăia curentul, astfel încât să îți cadă tot ce ai tu prin casă și resursele tale și să poți să intri în nestingherit. Ideal ar fi să optezi și pentru un sistem de alarmă care în momentul în care a căzut tensiunea să ți se dea o alarmă pe telefon antisabotaj și automat dacă tensiunea durează, cade mai multă vreme, să cheme automat paza în funcție de ce contract ai, pentru că simplu fapt că nu ai curent și să-ți păzească casa sau să vină. Asta depinde foarte mult de contractul pe care l-ai. Dar asta ține de alt subiect, ține de sistem de alarmă, ține de un sistem mult mai complet și mai complex de securitate. Eu vorbesc despre camere. În momentul în care ți-ai pus camere, leagă-le la un UPS, astfel încât camerele de supraveghere video, dacă ți-a căzut curentul în casă, să fie legate la o sursă neîntreruptibilă de energie. Vă recomand un UPS cu management. O altă chestie pe care eu o recomand este un UPS cu management și pentru conexiunea la internet, pentru că tu ai un router care îți vine de la RDS, de la UPC, de la Orange, de unde ai tu și așa mai departe, de unde îți dă internet, tu ai un router care îți dă wireless în casă. Dacă ți-a căzut curentul și ai backup la camere, dar nu ai backup la conexiunea de internet, este iarăși degeaba, pentru că nu se mai poate urca înregistrarea în cloud. Deci, ca să facem o concluzie, camere de supraveghere Full HD cu înregistrare în cloud, carduri de memorie microSD de cel puțin 64 de giga pe fiecare cameră de supraveghere, UPS și soluție de backup de curent. Dintre asta ieftină la 100 de euro, nu vă trebuie ceva mai mult de 500 de lei să dați pe UPS-ul pentru 4 camere, dau un exemplu, pentru camerele de supraveghere și un UPS mai mic, eventual de vreo 300 de lei, 400 de lei pentru conexiunea la internet. O să te ajute nu numai în cazul puțin probabil în care vei fi jefuit, dar o să te ajute și în cazul în care îți cade curentul electric în casă și vrei, spre exemplu, să ai în continuare wireless pe telefon și să nu treci direct în conexiunea mobilă. Acum, cam astea erau sfaturile pe care voiam să ți le dau. Eu sunt Ursan. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai un like, lasă-mi un comentariu, dă subscribe la canal, clopoțel, știi tu alea, ne vedem în videoclipul următor. Până atunci, ai grijă de tine și fii recunoscător pentru tot ceea ce ai. Pa, pa!